Elevii din județul Sălaj și nu numai ar putea scăpa de cursuri luni 5 octombrie. Aceștia ar putea participa la activități educative și recreative cu prilejul Zilei Mondiale a Educației. În județul nostru, fiecare unitate de învățământ va decide cum va marca această zi. Potrivit ordinului numărul 4496/2015, privind structura anului școlar 2015-2016, articolul 3 aliniat 2, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice organizate în timpul programului de lucru ziua de 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, și ziua de 5 iunie, Ziua Învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.